dată de adversari direct. După părerea mea, va fi un meci foarte, foarte echilibrat și foarte disputat, în care echipa care va greși mai puțin, atât în atac cât și în apărare, va avea câștig de cauză. O analiză a lotului de la media și a fost și locul a schimbării în această vară. Da, au jucători foarte buni, foarte experimentați. A reușit să păstreze nucleul de bază Mandache și Shailo, care sunt motorul echipei. Au mai luat și un conducător de joc, Ken, foarte bun, foarte agresiv, și atât în apărare și cât și în atac. Iar Supanou, un plus mare este Țiaras, cred cu Țiaras, iar cu Maroievic, jucător puternic, care își face treaba foarte bine sub pană. Bineînțeles, fiecare echipă s-a studiat și vom încerca să contracarăm fiecare pe fiecare. Bobo, victoriile ca cea de la, din ultima etapă, de la Craiova, așa pe final, la un punct, întăresc echipa, studiază echipa, dă un moral pozitiv sau din contră e revers? Nu, întotdeauna orice victorie îți ridică moralul, în special cele câștigate la un punct sau în prelungiri în care ești la un pas de ești între agonie și extaz, sunt foarte importante astea, îți întăresc moralul, îți dau încrederea că poți să câștigi următorul meci, dacă ar fi în aceleași condiții sau condiții asemănătoare, îți dă curajul de a putea câștiga acel meci. Cu toate că meciul de la Craiova l-am câștigat la un punct, noi trebuia să-l câștigăm mult mai repede, am făcut niște greșeli copilărești pe final, greșeli care le-am revăzut și le-am analizat și sperăm să eliminăm aceste greșeli pe viitor. Va fi și un duel al antrenorilor? Acum, un duel al antrenorilor? Probabil. Așa se vede din afară, spectatorii, suporterii o să zică că este un duel al antrenorilor. Eu, ca antrenor, vreau să câștige echipa. Marcel, ca antrenor, vrea să câștige echipa lui. Deci, duelul este al echipelor, nu al antrenorilor. Dacă greșește Marcel Banca, așa ca o glumă. Nu cred. Probleme de lot, nu este.